puncte. Doamnelor și domnilor, distinși invitați și dragi participanți, bun venit, vă spunem astăzi, în cea de-a doua zi a Festivalului Național de Folclor Cântecele Oltului, festival ajuns la cea de-a 55-a ediție. Bun venit tuturor la Călimănești în acest an! Ne bucurăm de prezența tuturor aici și de această dată. Ne bucurăm să vedem și în acest an păstrători ai tradiției și oameni pentru care costumul popular este la rang de cinste. Aplauze încă de pe acum pentru toți cei care au ales ca la ediția din acest an să ne fie aproape și vorbim aici despre ansambluri din județele Bistrița-Năsăud, Harghita, Olt, Timiș, Brașov, Sibiu, Teleorman și, bineînțeles, Vâlcea. Vorbim despre județe riverane Oltului și, mai mult decât atât, invitați speciali care au răspuns cu drag invitației de a fi prezenți la ediția din acest an. Mulțumim din suflet tuturor, coordonatori, coregrafi, directori artistici și însoțitori până la urmă, pentru că știm că în spatele unor astfel de talente stau profesori dedicați și părinți emoționați, pentru că văd și copii mulți în acest an la noi la Călimănești. Vă mulțumim din suflet și pentru că suntem la capitolul mulțumiri, se cuvine să transmitem gândurile noastre de bine către cei care s-au ocupat de organizarea acestui eveniment și dați-mi voie să amintesc aici primăria orașului Călimănești. Mulțumim, domnule primar, pentru faptul că și de această dată sprijiniți organizarea Festivalului Național de Folclor Cântecele Oltului. Mulțumim din suflet. Așadar, domnul Florinel Constantinescu este aproape de tot ceea ce înseamnă folclor în Călimănești și nu numai în județul Vâlcea. Continuăm cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, instituție care menține legătura strânsă cu prietenii noștri din toate județele prezente în acest an și de aceea mulțumim managerului instituției, profesor Alin Pavelescu, și Amaliei Boari, director Serviciului de Cercetare și Valorificare din cadrul instituției noastre, la fel prietenă cu toți cei prezenți aici. De asemenea, nemulțumirile noastre se îndreaptă către instituțiile partenere ale evenimentului de astăzi și vorbim despre Casa de Cultură Florin Zanfirescu de aici din Călimănești. Aplauze, bineînțeles, pentru că merită din plin. Centrul de Promovare Turistică și Biblioteca Orășenească de aici, din comunitatea noastră. Mulțumim tuturor pentru faptul că s-au străduit ca ediția din acest an să fie așa cum ne dorim cu toții, una frumoasă. Și pentru că toate acestea sunt sub strânsa și dragostea față de tot ceea ce înseamnă folclor a Consiliului Județean Vâlcea, mulțumim așadar Consiliului Județean, pentru că Centrul de Creație Vâlcea este instituție subordonată Consiliului Județean. Mulțumim din suflet. Este momentul să amintim că în mijlocul nostru sunt oameni dragi, oamenii care au ales ca astăzi să vă fie dumneavoastră aproape la deschiderea oficială a celei de-a 55-a ediție a Festivalului Național de Folclor Cântecele Oltului. Așadar, dați-mi voie să-i amintesc cu permisiunea dumneavoastră. Mulțumim pentru prezență domnilor deputați Cristian Buican, Laurențiu Cazan, Eugen Neață, Daniela Oteșanu și Ovidiu Popa. Mulțumim pentru prezență. Mulțumim doamnei vicepreședinte, Andra Pică, prezentă în mijlocul nostru. Mulțumim pentru că de fiecare dată sunteți alături de tot ceea ce înseamnă cultură în județul nostru. Mulțumim! Domnii suprefecți, Florentina Călin și Victor Stănculescu, mulțumim domnilor pentru prezență. Mulțumim doamnei Florentina Călin pentru că ne este aproape și astăzi. Administrator public, Adrian Mihăilă. Și, bineînțeles, în mijlocul nostru aflați de fiecare dată consilieri județeni și consilieri locali. Vreau să amintesc că toate lucrurile pe care le veți vedea astăzi și mâine aici la Călimănești se înfăptuiesc cu binecuvântarea lui Dumnezeu. De aceea mulțumim Sfintei Mănăstiri Cozia și Părintelui Stareț, mereu aproape de noi la Festivalul Național de Folclor. Dacă îmi permiteți, este momentul să dăm cuvântul gazdelor și de aceea îl voi invita în fața dumneavoastră pe domnul primar pentru a vă adresa
Bine ați venit aici la Călimănești, domnule primar. Mulțumesc, bună ziua. Bine ați venit și bine ați revenit la Călimănești, pentru că aici se desfășoară Festivalul Cântecele Vâltului, unul dintre cele mai vechi festivaluri din țara românească, pentru că el a pornit în anul 1969 și a strâns, să zic, până în prezent, pe scenele din țară, dar în principal din Călimănești, 55 de ediții. La mulți ani și să ne vedem cu bine mulți ani de aici încolo, pentru că, într-adevăr, este un festival care, în fiecare an, prezintă frumosul, prezintă ce avem noi mai sfânt în ceea ce privește cântecul, dansul și portul popular. În fiecare an ne desfășurăm evenimentele cu binecuvântarea Mănăstirii Cozia și dați-mi voie să rog pe Părintele Veniamin Luca, starețul Mănăstirii Cozia, să rostească pentru noi o rugăciune și dați-mi voie să îi mânez microfonul. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești, toate le împlinești, Vistier bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Preacuvioase Părinte, binecuvintează! Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Mulțumim, Părinte Stareț. Dați-mi voie să mulțumesc și eu oficialităților prezente într-un număr mare astăzi la Călimănești. Cu siguranță au venit să-și arate respectul pentru dumneavoastră, cei care, așa cum spuneam, știți să păstrați comorile acestui neam. Pentru noi cei prezenți, pentru noi cei din Călimănești, este o onoare să vă avem an de an în mijlocul nostru, să vă avem pe scenele din orașul nostru, pe străzile din orașul nostru și, așa cum îmi place mie să spun, cântecul, portul și dansul popular sunt pentru noi o adevărată cură de sănătate culturală. Mulțumim din suflet pentru că vă faceți timp pentru aceste tradiții, mulțumim că vă faceți timp să fiți prezenți. Și nu e ușor, pentru că sunt cele 7 județe prin care trece Oltul, nu e ușor să ne întâlnim cei de dincolo și de dincoace de Carpați cu aceste tradiții populare, dar este și un concept de unitate prin diversitate. Într-adevăr, aici la Călimănești se întâlnesc
formații care reprezintă culturi populare diferite, dar tocmai pentru acest lucru, probabil, acest festival și-a găsit locul de desfășurare aici și mai mult de atât, am avut, ca să spun, o participare an de an din ce în ce mai numeroasă și de o calitate deosebită. Vă urez succes, să avem două zile de cântec și voie bună, să avem două zile de competiție adevărată, pentru că așa e bine, așa este bine unui festival să aibă și o latură competitivă. Îi vom felicita pe câștigători mâine, dar cu siguranță principalii câștigători, principalii beneficiari ai muncii dumneavoastră suntem noi, spectatorii. Succes și numai bine vă doresc tuturor! Și acum rog dintre invitați să ia, cine dorește să ia cuvântul. Bună ziua tuturor, bine v-am găsit! Domnule primar, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație în numele instituției Prefectului Județului Vâlcea. Vă felicit pentru implicare și pentru organizarea acestui festival. Vă doresc numai bine, succes în tot ceea ce aveți de făcut, iar a dumneavoastră, participanților, locuitorilor orașului Călimănești și turiștilor care au decis să petreacă aceste zile în acest minunat oraș, vă doresc multă sănătate și petrecere frumoasă. Mulțumim, doamna subprefect, doamna vicepreședintă a Consiliului Județean. Vă mulțumesc frumos, domnule primar, bună ziua, bine v-am găsit, bine ați venit în județul Vâlcea, bine ați venit în Călimănești, în frumoasa noastră stațiune. Felicitări, domnule primar, în primul rând dumneavoastră pentru organizarea acestui festival și nu în ultimul rând Centrului de Creație, prin reprezentanții săi aflați astăzi alături de noi. Vreau să vă transmit și eu gândurile bune și salutările domnului președinte Constantin Rădulescu, care întotdeauna a fost și, după cum bine știu, consilierii județeni a fost și anul acesta alături de dumneavoastră, chiar și financiar, Consiliul Județean susținând acest festival. Vreau să vă urez mult succes și sper să reveniți cu drag de fiecare dată la Călimănești și în județul nostru. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim! Domnul Victor Popescu. Mulțumesc, domnule primar. Vă salut și eu. Bună ziua tuturor. Vreau să vă spun că este o onoare pentru noi să participăm în fiecare an la cântecele Oltului. Se vede de la an la an cum administrația locală din Călimănești, condusă de domnul dr. Florinel Constantinescu, depune eforturi pentru ca acest eveniment să fie unul de anvergură națională. Sunt alături de secretarul Camerei Deputaților, domnul Cristian Buican, pe care îl vedeți în costum popular și vă rog să-l aplaudați. Este un costum autentic popular din județul Vâlcea. Vreau să vă spun că acum vorbesc prin prisma funcției din administrație ca și consilier județean. Vom iniția anul viitor un proiect de hotărâre prin care suma pe care noi o alocăm să fie una mult mai mare pentru a putea sprijini administrația locală din Călimănești ca acest eveniment de anvergură să continue. Încă o dată vă doresc mult succes tuturor participanților, să avem vreme bună, mult succes, domn primar, încă o dată mulțumim pentru invitație. Doamne ajută! Și eu vă mulțumesc. Și pentru că vă vorbeam de competiție, sigur că acest festival are și un juriu. Un juriu cu adevărat profesionist, un juriu care beneficiază, să zic, an de an de munca unor oameni pasionați și care, cel puțin personal, îmi face plăcere să-i primească de fiecare dată cu mult drag. Dați-mi voie să le spun și numele. Profesorul universitar doctor emerit Nicolae Constantinescu, școala doctorată, Facultatea de Litere a Universității București. Doctor
Corina Mihăiescu, cercetător științific, Institutul Național de Etnografie și Folclor Constantin Brăiloiu al Academiei Române, Institutul Național al Patrimoniului. Profesor dr. Gheorghe Daconu, etnolog. Profesor Elena Stoica, etnolog. Amalia Boari, manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bâlcea. Am impresia că aici am greșit, dar îți urez numai bine. Și, bineînțeles, reprezentantul primăriei Călimănești, doamna Georgeta Tănăsoaica, directora Bibliotecii A.E. Baconschi, așa cum spuneam, reprezentantul nostru al primăriei Călimănești. Vă mulțumim, știu că mâine, dis de dimineață, veți fi cei care veți hotărî câștigătorii din acest an. Sigur că majoritatea se gândesc să cunoaștem și mâine și în acest an frumoasa Oltului și cu siguranță suntem convins că jurul va fi cel care va hotărî cu adevărat. Să dăm startul așadar competiției artistice și să ne bucurăm împreună de ceea ce urmează. Mult succes artiștilor și vizionare plăcută spectatorilor veniți în număr atât de mare la Festivalul Cântecele Oltului. Mulțumim, domnule primar, mulțumim și invitaților dumneavoastră din acest an pentru că ați amintit de jurul de specialitate al ediției cu numărul 55. Dați-mi voie și permiteți-mi să-l invit să ia cuvântul pe cel care este președinte al juriului, profesor dr. Emerit Nicolae Constantinescu, de la Școala Doctorală a Facultății de Litere a Universității din București. Domnule profesor, bine ați venit la Călimănești! Bine v-am găsit! Vă salut pe toți, mici și mari, mici și mari. E o onoare pentru mine să fiu pentru a nu știu câte oară președintele juriului la acest festival. Este o bucurie să particip la această 55-a ediție a Festivalului Cântecele Oltului. Este o altă mare bucurie să revăd prieteni, colegi, colaboratori din instituțiile de învățământ și din instituțiile de cercetare. Vreau să vă spun că juriul ăsta care ia niște decizii, toate deciziile vor fi luate cu discernământ și niciuna nu va avea în vedere tăierea capului cuiva. Din potrivă, o să fie un juriu și o jurisdicție corectă. Vă doresc tuturor succes și să ne vedem cu bine la închiderea Festivalului Cântecele Oltului. Numai bine! Mulțumim, domnule profesor!